înțelepciune, drepți, ascultăm Sfânta Evanghelie a cei tuturor. Sfânta Evanghelie cea după Luca citire. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată vârtuta ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Erihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samaritan care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, a dat gazdei și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci, care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă și tu asemenea.